Tereqa shënë qëtë aplaudasë në cëllë. Ako në shkës du vjetru të Amazon. Buna zira. Vë vë spus këtë pëshqenë në së vetë në mikë. Asha ka pëtët së merë të limba, jo në së vetë. Avem 30 dë minuti shi... Azo së vërbim disë për Facebook. Jo bënujesk shë kred, shë asta e pozicija mea pëseara de azi, că la mine e cel mai importantă temă. Vă sunteți de acord? Haideți să aplaudați că sunteți de acord, pentru că ceilalți speakeri să înțeleagă cine e pe scenă. Mai este și Alina Andriuță, de asta mai pe urmă. Cine are pagină de Facebook? Cine administrează o pagină de Facebook? Cine este admin la Facebook? O, e că așa vă văd. Ok. Cine a promovat măcar un dolar pe Facebook? Super. Pentru Facebook asta e veste bună. Nu că el tare a văzut asta bugetul Moldovei, dar oricum. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și din 2015 eu cumva m-am legat cu domeniul de social media și azi stau aici pentru că am lucrat cu peste 100 de companii naționale mai mult, avem și experiență internațională, avem 3 proiecte în social media, este ASAP Digital Team, este Talmazan Digital pe instruire și este Kick Social Work, un proiect pe social media. Și din perspectiva asta vreau să ducem un dialog în contextul de analitica Facebook. Treaba cu Facebook-ul și tema mea de azi este despre cele 5 segmente de planificare, implementare și control pe care trebuie să le urmărim noi în Facebook. Ele sunt mai multe. Și în sală, cel puțin din cei care am comunicat, cei care v-am văzut, sunt diferite persoane. Cei care au cheltuit un dolar, cei care au dat dolarul ăsta. Respectiv, nivelul nostru de comunicare este un pic diferit. Și elementul este vital că noi trebuie să înțelegem cum asta să facem. Pentru că foarte des, cu mărirea bugetului nu se soluționează problema. Dacă noi nu ajustăm bugetele, noi mărind bugetele, noi oricum azi pierdem acele 15-20% din buget care pur și simplu pleacă din cauza că noi nu înțelegem unde ele pleacă. Și dacă o să citiți fraza de pe slide, în principiu asta este problema cu care ne confruntăm noi și care am observat noi pe parcursul activității noastre în online. Că un antreprenor în principiu nici n-ar trebui să se ocupe cu chestia asta. Adică un antreprenor, un top manager, în principiu, el nu are când să intre în profunzime, pentru că Facebook-ul face update-uri săptămânale, lunare, înțelegeți pe ce vorbesc? Da? Adică noi intrăm pe pagină și iarăși ceva s-a schimbat. Dar să înțeleagă pe ce fel de puncte să intervină, asta trebuie și asta e posibil. Despre asta o să încerc să vorbim și cum noi dividim punctele și care zone noi putem să le controlăm în Facebook. Ați spus că vă promovați. Asta este impactul plătit. Deci toate postările care noi le promovăm cu bani intră în categoria impactului plătit. Cele care vin pur și simplu fără să le dăm buget este impact organic. Deci există două zone mari care voi ca antreprenori trebuie să le urmăriți și să interveniți cu ajustări pe zonele despre care urmează să menționez. Odată ce suntem aici de diferit nivel de abordare, vă spuneam, cu cineva suntem colegi, cu cineva interacționăm la nivelul de fraze și terminologii foarte noi. De aceea, la noi conferința, cu cât mergem mai departe pe timing, cu atât intrăm mai mult în profunzime. Dar ne-am propus ca azi să vă notați ceva și real să implementați. Pentru că informația este în internet cu siguranță foarte multă. Dar întrebați-vă 3 întrebări. Dacă noi știm asta, ok, dacă știm, dacă nu știm, atunci trebuie să cunoaștem, dacă noi avem momentul ăsta și dacă noi îl facem. Reieșind din aceste întrebări, informația pe care eu o să o predau o să fie mai ușor de consumat. 5 puncte care noi azi să le discutăm în detaliu. Plasare metrici, instrumente, audiențe, câteva metrici cheie care posibil din categoria CPM, CTR, CPC, Power Editor. Cine prima oară auzit de metricile astea?
Înseamnă că trecem tare repijor temele noastre. Când vorbim de plasare metrici, Tudor a menționat despre Google Analytics, dar ceea ce foarte mulți acum au venit ca în trend. Deci, în primul rând, dacă noi vorbim de promovare și noi începem blocul de impactul cu plată, noi vorbim de faptul că noi posibil avem un site și primul slide este viabil, este pentru cei care au un site. Dacă voi aveți un site, este vital ca la voi pe site să fie instalat Facebook Pixel. Cine are Facebook Pixel? Dar haideți mai dinamic. Cine are site, dar n-are Facebook Pixel? Cine n-are site? Cine nu e la conferință? Facebook Pixel este un cod care se instalează în spatele site-ului vostru, ca și Google Analytics, ca și Yandex Metrica. Sunt minim 3 metrici care must, voi mâine plecând luni la oficiu, dacă sunteți top manager sau director, întrebați marketologul dacă la noi pe site sunt toate aceste 3 metrici. La prima fază, ele trebuie să fie. Ce se urmează, dar cel mai des, cum a menționat și Tudor, ele pur și simplu nu sunt. Și asta e problema. Facebook Pixel o să ne ajute să lucrăm în continuare pe tematica de analitică. Al doilea bloc, care voi trebuie să îl urmăriți, care trebuie să cumva să țineți cont, dacă vreți, indiferent setați voi sau nu, este voi folosiți la maxim posibilitățile Facebook. Pentru că acești $100 care voi, sau 50 sau 30, care voi aveți lunar, cel mai des noi îl simt prin formula Boost Post. Cine promovează postările clicând pe butonul albastru? Chiar și cei care nu au ridicat mâna? Nu, că nu trebuie să vă fie rușine că clicați pe butonul ăsta. Adică e ok că clicați. E un instrumentariu de la Facebook, dar problema la butonul ăsta este că el activează doar un instrument din capacitatea Facebook-ului. Dacă vedeți, este așa o liniuță roșie și duce spre engagement. Dacă la voi Facebook este în limba rusă, acolo e взаимодействие, este interacțiunea cu postarea. Deci toate postările promovate prin Boost Post se promovează sau se livrează doar printr-un singur instrument. Facebook are o serie de instrumente. De aceea, al doilea punct pe care mergeți mâine, luni, marți, miercuri, la anul, acasă, să verificați, promovăm noi în complex sau nu? Care sunt criteriile după care le puteți da încă la marketologul vostru? Și cum le dividim noi cel puțin? Spre exemplu, noi avem instrumentul VideoView în blocul din mijloc, al treilea de jos. Când aveți o postare video, și care e logica în general la instrumentarea ăsta? Este că Facebook știe comportamentul nostru. El știe că voi dați mai des like la postări, voi comentați mai des, dar cei de acolo dau share mai mult. El știe utilizatorii care, văzând o postare, clichează pe ea, se duc pe un landing page și completează formularul. Deci el vede comportamentul utilizatorului. Respectiv, când noi alegem un instrument, spre exemplu trafic, și alegem, arătăm la bărbați, femei cu vârsta cuprinsă între care se află în locația anumită, cu interes anumit, el o să arate la cei oameni care cu mai mare probabilitate, după ce clichează, se duc pe un site și completează ceva acolo. Deci dacă noi să alegem instrumentul VideoView, atunci va să arate la oamenii care sunt mai predispuși să privească video. Pentru că sunt oameni care n-au gând, dar sunt unii care când se așează în locul fermecat, în 20 de minute, până ajungi la postarea aceea, știți senzația asta, la postarea aceea care ai mai văzut-o? Și pe urmă spui, pe azi ajungi. Apeși și te scoli. A treilea zonă despre care trebuie și se merită, e zona a mea cea mai favorit, am vrut să-i spun, este lucru cu audiențele. Dacă 2 ani în urmă puneai $30, arătai la tot Chișinău postările, azi deja noi nu mai putem să mergem pe strategia asta. Azi noi trebuie să comunicăm cu audiențe separate, azi noi trebuie să știm cine este audiența noastră. Și dacă voi aveți pe site instalat Facebook Pixel, care am discutat în punctul 1, aveți posibilitatea să creați audiențe. Ele se creează odată. Asta e paradoxul și frumusețea, nu știu de ce nu se face, dar ele se creează în mare parte audiențele odată. Sunt 3 audiențe, salvate, personalizate și asemănătoare. Audiențele salvate sunt audiențele cei care promovează, posibil o să mă înțeleagă mai aproape, dar sunt acele audiențe care noi le setăm când noi setăm o campanie.
Momentan, screen-ul este făcut ieri am făcut prezentarea, momentan în Moldova se află 1.100.000 de oameni cu vârsta cuprinsă între 13 și 65 de ani. În 2016 erau 600-400.000, respectiv audiența crește. Noi putem să intrăm în detalii, să adăugăm diferite criterii și în audiența salvată să ne salvăm audiență care ne este interesantă să lucrăm cu ea mai departe. Asta este prima audiență. A doua audiență este cea mai complexă. În a doua audiență noi discutăm despre audiențele personalizate și aici intervine elementul de noi putem salva oamenii care ne-au scris mesaj. Oamenii care au intrat la noi pe site ultimele 10 zile, o zi, 30 de zile, 180 de zile. Noi putem salva audiențele care au privit 3 secunde de video și care au privit 95% din video. Uitați-vă care este frumusețea audienței. Noi lansăm un spot publicitar și foarte des în campaniile de promovare noi punem un video și punem ca oamenii văzând video să clicheze pe site și să ducă să cumpere produsul. Cine are așa strategie? Ați folosit? Dacă noi folosim la instrumente, instrumentul Video View, arătăm la mai mulți oameni acest video, dar lucrăm la conceptul de material. Spre exemplu, arătau echipa lui Eugen, au făcut video-ul cel viral. Acum ei pot în Facebook scoate audiența cei care au văzut 3 secunde de video și cei care au văzut 95% din tot video. Cum credeți? Este o diferență dintre acest target? Cuiva se poate de arătat încă încălziri și argumente despre țara noastră sau oferta noastră în situația video-ul acela, iar cuiva se poate deja de dat oferta, vine și vizitează locația noastră, be our guest. De aceea, prin audiențe, noi avem posibilitatea azi să țintim mult mai targetat și prin asta noi salvăm bugete. Există posibilitatea să salvați audiențe toți cei care au fost la eveniment la voi, toți cei care au dat attend. Cine a dat going la evenimentul Zoom Your Business? Voi sunteți într-o audiență. Felicitări! Ruzez, это не больно. Tot ok. Respectiv, noi cunoaștem ceva date. Analizând datele, noi putem un pic mai targetat să comunicăm cu voi. Pentru că foarte des noi avem feed-ul nostru, da, în Facebook. Noi facem scroll, este acum așa un hobby, scrolling, și noi vedem produse care noi niciodată nu o să le procurăm. Noi vedem servicii de care noi niciodată în viață nu o să avem nevoie. De ce? Din cauza că oamenii pur și simplu targetează 865 Chișinău. $20. Pe lună. A treia și ultima audiență va fi interesantă pentru acei oameni care vor să facă două lucruri. Să-și mărească puținul care l-au și care vor să se extindă. Prima categorie de oameni, asta înseamnă că dacă, spre exemplu, noi avem video-ul cu Be Our Guest, care am scos din audiență, el avea 2 milioane de vizitatori, cei care au văzut 95%, nu știu dacă au statistica, dar să presupunem că 10%. În medie cam așa privesc video-urile în 10%. 200.000 de oameni au văzut video-ul. Noi alegem a treia audiență, se numește asemănătoare sau în engleză look-like audience. Noi punem audiența de 200.000, și avem posibilitate de la 1 la 10 probabilitate să-i spunem la Facebook să ne mai găsească oameni de ăștia. Asta ce înseamnă? Că dacă în Moldova oamenii au vizitat, au văzut video-ul ăsta 200.000, noi alegem țara Italia și el ne găsește în Italia oameni care seamănă comportamental cu oamenii care au văzut video-ul nostru. Și acum mă așteptați asta la alt criteriu, cei care v-au scris mesaj în privat. Găsiți oameni care seamănă cu ei. Pentru că acești oameni sunt mai predispuși să comunice cu voi în privat. Oamenii care au vizitat site-ul vostru, oamenii care au fost pe pagina Thank You Page, da? Noi avem un URL aparte pentru cei care ajung pe pagina de mulțumire. Și acum voi treceți prin Look-like Audience și voi găsiți oameni care seamănă. Dacă o să alegeți 1, o să vedeți plus 7-8.000 dependențe de audiență. Dacă alegeți 10, o să vă arate mult, mult mai mult audiență. E relevant pentru voi dacă vă extindeți, pentru că când faceți măștăbarea afacerii în altă țară, voi încă nu sunteți în această regiune, voi încă nu aveți influență pe regiunea dată și puteți o luați ca și oraș, puteți o luați ca țară.
Atunci voi pur și simplu, dacă vreți să vă vindeți în București produsele voastre, voi luați audiența care o cumpărați de la voi. În al doilea nivel, audienți personalizate, noi avem baza de date. Voi puteți încărca baza clienților care o cumpărați de la voi, Facebook îi găsești în Facebook, aha, și puteți lor să le arătați reclamă. Respectiv, baza aceasta cu cei care o cumpărați de la voi, o treceți prin audiențe asemănătoare și el vă găsește în România, în Italia, în Rusia, în oricare țară, oameni care seamănă cu cei care au cumpărat. E vital acest criteriu. De ce? Verificați al treilea punct, lucru cu audiențele. El e must, el trebuie să fie făcut neapărat. În 90% din toate audiențele se face doar o dată. Și voi pur și simplu le aveți și le savurați. Al treilea moment, l-am inclus în principiu pentru o viziune cam ce se întâmplă în Moldova, sau mai bine zis, ce se întâmplă în experiența noastră. Sunt două categorii de metrici care noi putem să le urmărim. Este atunci când noi facem campanii de branding sau vizibilitate și este campanii de conversie, când noi generăm trafic, generăm lead-uri, unde oamenii fac ceva și voi beneficiați de baza lor de date ori de trecerea spre site. Respectiv, reieșind din asta la branding, există așa concept ca CPM, sau ca câteva titluri, câteva metrici cheie care voi ca owner pur și simplu să le aveți undeva în Excel. Ori managementul vostru, marketingul, să vedea un raport final. Cât ne costă 1000 de oameni? CPM este cost per 1000 de afișeri. Voi puteți foarte simplu și foarte eficient să planificați bugetul știind cât vă costă 1000 de afișeri. Cine s-a întrebat, sau cine a pus întrebarea marketologului, SMM-ului, companiei, cât buget ne trebuie? Ați pus așa întrebări? Pentru Facebook, spre exemplu. Deci dacă noi cunoaștem că 1000 de afișeri la noi, din experiența noastră în Moldova, pe Chișinău, în mare parte, de la 30 de cenți la 2 dolari, dependență de nișă, de cât de vestit este brandul. Respectiv, dacă voi știți că 1000 de oameni, ca să arate reclama, să le apară în feed, costă 30 de cenți, întrebați-vă cât vreți să vă vadă. Noi avem 1.100.000. Îi ajustați Chișinău, vârstă, gen, aveți 300.000. Înseamnă că în jur de 100, 150, 200 de dolari vă trebuie ca să arătați o dată la toți. De aici voi puteți să vă ajustați. Frecvența. Frecvența e foarte importantă. Facebook are așa un criteriu și asta mai mult ține de expertiza social media managerului sau media managerului. Dar voi trebuie să o cereți. Care este frecvența de afișare a anunțurilor noastre? Care este sensul să arătăm unui om de 10 ori? Posibil, e necesar, dar în mare parte la branding, mai mult de 4 ore în cadrul unei campanii care rulează de la 10 la 30 de zile, asta înseamnă că deja e prea mult. Alo? Și în contextul ăsta, voi, dacă arătați de 5-7 ori, reclama devine mai scumpă. De la 3 încolo, deja Facebook vede că dacă omul nu a reacționat, el vede că la om nu e interesant. Și mai este un punct, scor de relevanță. Care este nota anunțului vostru? Și atunci când e 1, 2, asta înseamnă că voi pur și simplu arătați informații care nu trebuie la nimeni și vă așteptați să primească conversie. La fel, din metrici, puteți să urmăriți costul per like page. Aici e discutabil, dar sunt două strategii. Ori mergeți pe lucru cu impactul, de a arăta la mai mulți oameni, ori de a mări like-urile la pagină. Nu o să vă spun ce e bine, ce e rău, fiecare decide strategia. Dar istoria arată ultima perioadă că să ai multe like-uri la pagină, asta e deja nonsens. Pentru că câteva procente din cei care au dat like la pagină văd postările voastre. Cei care au dat like la pagină nu în fiecare zi cumpără de la voi, dar voi comunicați cu noi și fiecare zi. Respectiv, dacă vreți să vă măriți campaniile de branding pe like page, de la 10 cenți per like, până la 1 dolar per like. Și atunci voi alegeți, vreți să aveți un like la pagină de un dolar sau să arătați la 1000 de oameni anunțul vostru, la același dolar. E la nivel de strategie și la nivel de decizia voastră. A doua categorie sunt conversiile, aici sunt câteva termeni importanți. CTR este procentul de conversie dintre cei care au văzut și cei care au clicat. Dacă e mai jos de 1, de 1% CTR-ul, la campaniile de trafic, trafic spre website, conversii spre website, atunci aveți problemă cu câțiva factori.
ori la voi anunțul nu-i bun, ori la voi targetul nu-i setat cum scade, ori voi nu trebuiți la nimeni. Și cel mai des e problema a treia. Voi v-ați întrebat cât noi trebuie să cumpărăm zilnic? Cine a văzut azi reclamă? Cineva a clicat pe reclamă? Pe mine? Azi n-am promovat nimic, azi îți... Respectiv, dacă la noi procentul e mai mic de 1, e o problemă undeva. Dacă e între 1 și 3, putem spune că campania rulează destul de bine. În Facebook, în Google acolo salte un pic. CPC este costul per click. Dacă folosim campania click to website, este de la 5 cents. Deci să fiți gata că voi per fiecare click trebuie să achitați minim 5 cents. Și aici iarăși calculați cât buget vă trebuie. Vreți 1000 de intrări? Cam de la 5-10 cents o să trebuiască să plătim per fiecare click. Și frecvența la trafic nu mai mare de 3. În calculul nostru, în experiența noastră, dacă frecvența la campanii per general este mai mare de 3, atunci costul un pic crește. Ultimul bloc din acele 5 puncte care urmează voi să le verificați de luni, ori dacă le aveți, înseamnă că putem discuta în pauză și experiența voastră, este analitica avansată. Și aici sunt câteva instrumente. Detalieri reclame, Facebook Analytics, Audience Insights și tool-uri social media care analizează inclusiv și traficul organic. Informația asta, acuși o să fie o leacă complicată. Interfața la Power Editor, cine a văzut-o? Înseamnă că voi o să dați raport luni. Ceilalți cereți raportul ăsta luni. Detalierii reclamei este... Și în general sunt foarte multe tool-uri gratuite. Asta e paradoxul. Pur și simplu trebuie să clicați de două ori și vouă vă spune unde trebuie de apăsat. Detalierii reclamei se află în Power Editor și el are trei funcții. Fiecare anunț de reclamă poate să vă dea statistica aparte. Spre exemplu, voi aveți o campanie, nu contează ce fel de campanie, voi arătați la femei, bărbați cu vârsta 25-35 de ani din Chișinău, voi le arătați trei imagini. Voi vă spune că click-ul e 5 cent, spre exemplu. La detalieri reclame, voi puteți vedeți, dar pe ce platforme a fost văzut anunțul, dar în ce oraș, de câte ori, la ce oră s-a făcut click-ul dat. Și voi, analizând campania prin detalieri reclame, revenim la scopul de ce vă zic toate acestea. Puteți ajusta bugetul. Voi, văzând că la voi, în principiu, în Ialoveni, e tot traficul. Voi ați spus Chișinău sau ați spus Moldova. Voi vedeți că în unele orașe, unde voi niciodată n-a să vindeți, la voi acolo sunt click-uri. Pentru ce vouă click-urile astea? Vedeți dacă aveți nevoie. Al doilea moment este Facebook Analytics, aici tare repede. El a apărut nu de mult, el e foarte complex și Facebook vrea să-i iei pânea lui Tudor Plăcintă. Adică să ne adauge nie. El așa iei la Tudor și pune la mine. El, integrând codul Facebook Pixel, el poate să ne dea deja foarte multe detalii de analitică. Asta este analiticul la Zoom Your Business și noi aici vedem că noi avem, spre exemplu, de rețele de socializare pentru perioada acolo selectată, 5.000 de click-uri, direct avem 3.000 de click-uri, avem de pe motoare de căutare 300 de click-uri, avem de pe iTicket 1.138 de click-uri. Noi, punând pixelul inclusiv și pe iTicket al nostru, noi putem vedea ce fel de trafic de acolo a venit. Mai departe, noi putem analiza inclusiv după gen, după vârstă și chiar în timp real, noi putem vedea cum se comportă oamenii pe site la noi prin pixel. De aceea, atrageți o atenție foarte mare pixelului și analiticii. El are foarte multe puncte. El este tare complexă. Pur și simplu, trebuie să știți că există așa instrument. Întrebați de marketologul vostru, de social media, media manager, nu social media, acela care se ocupă de reclame, astea sunt doi îngeri diferiți. Și ei să vă spună cam ce detalii la noi pe analitică este. Un tool mai simplu, asta este Audience Insight. Este statistica audienței. Intrați în
power editor în meniu sus stânga și puteți verifica un lucru foarte interesant. Noi am luat audiență special Facebook, Zoom, toate interacțiunile care au fost făcute în ultimele 365 de zile. Asta este statistica pe pagina noastră. Și noi vedem că la noi 25-34 este vârsta medie de accesare. În mare parte îs bărbați. Pe când toate statisticile spun că femeile sunt mai... Bărbați, haideți să aplaudăm pentru bărbați care au făcut întreșă. Pentru că toți spun că fetele sunt proactive și bărbații nu. Noi vedem că în mare parte 37 de ori au clicat pe reclame. Deci audiența care a interacționat cu contentul nostru în Facebook, în medie pe lună, de 37 de ori clichează pe reclamă. Deci o dată și ceva pe zi, voi, dacă ați interacționat cu contentul, voi interacționați cu reclamă. Eu pot să-mi dau seama ce fel de provocare să vă dau sau ce fel de... cât de greu va fi vouă să clicați pe reclama noastră. Ne dă foarte multe date. Mai mult ca atât, aici este așa un criteriu despre stil de viață. Îs căsătoriți 91%, facultate 78%, studii post-universitare 9%. Noi ne dăm foarte bine seama că contentul Zoom Your Business a interacționat o audiență plătitoare, matură, cu studii. Respectiv, dacă voi să treceți pagina voastră și acolo să fie tineri, zvelți și veseli, dar voi trebuie să veniți tehnică de tractoare, ceva la voi nu este bine setat. Mai mult ca atât, aici încă noi putem să vedem un criteriu de relevanță. Spre exemplu, vă arată pagini că vouă, ca audiență care ați interacționat cu Zoom Your Business, vă sunt relevante pagini precum Asociația Oamenilor de Afaceri, Umbrella Studio, Social Media în Culise, Angry Business, TechWheel, USAID Moldova, TED Chișinău. Respectiv, noi ne dăm seama că oamenii care au interacționat cu contentul nostru în Facebook sunt oameni și pentru ei sunt relevante așa gen de pagini. Asta înseamnă că comunicarea noastră în Facebook a mers în direcția corectă. Analizați tool-ul ăsta, el e gratuit și el e tare fain. Ultima zonă sunt social media analitica care puteți să o faceți în impact organic. Prezentarea o să pot să vă dau la final și să vă spun cum e posibil asta. Și voi să puteți căutați brandurile astea. Sunt branduri care poate să vă ofere vouă statistica pe cine interacționează, cum interacționează, de ce interacționează oamenii cu voi, cine vă dau like-uri, cine vă fac share-uri. Adică ceea ce este așa un termen monkey job, ceea ce manual o să fie foarte complicat să faceți. Dar cum voi puteți crea strategia, ce fel de postări trebuie să comunicați, fără să analizați la ce postări au fost reacții. Și în contextul de tool-uri social media, eu am o bucurie foarte mare chiar să vă transmit. Pentru că noi un an de zile am lucrat la un proiect în direcția asta, pentru că suntem din temă și ne dăm seama că foarte multe detalii ne scapă și nouă și am vrea să ajustăm și aici, aici, aici. Și avem oportunitatea să spunem că voi sunteți posibil printre primii care să afle o noutate interesantă. Ea ține de un proiect care noi l-am lansat un an de zile și curând o să fie lansarea. Deci proiectul ăsta în 30 secunde. Ești social media manager? Reprezinți o companie sau pur și simplu vrei să-ți promovezi afacerea personală? Am creat pentru tine platforma Kick Social Work, care îți va eficientiza activitatea în comunicarea digitală. Automatizează-ți procesele și monitorizează constant impactul postărilor pe rețelele sociale. În doar câteva clicuri, General Statistics te va ajuta să analizezi evoluția brandului pe parcursul ultimelor luni, să intervii cu ajustări și să urmărești postările de top. Astfel, vei putea compara rezultatele și vei genera un conținut relevant pentru audiența ta. Planifică și programează din timp publicațiile cu ajutorul Media Planului. Bucură-te de sugestii gratuite pentru conținutul paginii tale. Aprobă conținutul cu echipa sau clientul și primește feedback instant. Utilizează Advanced Statistics pentru a-ți optimiza strategia și postările. Totodată, vei urmări evoluția indicatorilor de performanță și vei economisi timp creând rapoarte în doar câteva clicuri. Testează platforma absolut gratuit. Kick Social Work. E foarte simplu. Îmbunătățește-ți procesul și rezultatele afacerii tale în mediul online. Mersi. O să vezi curând oportunitatea și mă bucur foarte mult să spun că locala noi o să fie un brand care o să vă ajute să vă analizați și să vă ajustați comunicarea digitală.
detalii o să primiți, dar mesajul meu spre final este că Facebook a devenit foarte accesibil, pe de o parte. Pe de altă parte, fără să investești bugete, noi nu o să putem să comunicăm mai departe. Ați auzit, azi s-a discutat despre două sau câte 10 postări pe an care le-au făcut și în contextul ăsta, întrebați-vă cu cine comunicați. Cine este audiența voastră? Mergeți acasă și vedeți dacă voi este instalat Google Analytics, Yandex Metrica, Facebook Pixel, toate setările și toate detaliile care le faceți în principiu odată. Și ele rămân și o să vă ajute peste jumătate de an, voi să vedeți care este publicul cu care voi ați comunicat și dacă trebuie să vă ajustați un pic comunicarea. Căutați soluții, ele sunt foarte multe gratuite. Prezentarea o puteți primi adăugându-mă în Telegram, Talmazan Digital. Încolo vă arunc toate detaliile de prezentare. Cine are Telegram, apropo? Așa, search Talmazan Digital și acolo o să putem să continuăm comunicarea. În pauză și eu vă doresc o continuare de conferință extraordinară. Să aveți grijă de voi și de paginile voastre. Mersi mult! Muzică cea! Aplauze furtunoase pentru Dumitru, mulțumim frumos pentru această prezentare.